Săptămâna aceasta a avut loc premiera unui spectacol precum o oglindă care deformează un text în care adevărul transpare din minciună, în care râsul îngheață în suspansul creat între parodie și cinism. Mitraliera de lut după texte de Victor Pelevin și Orhan Pamuk, regia lui Victor Olăhuț, un spectacol care îi aduce împreună pe scena teatrului apropo pe actorii Cezar Antal, Marius Damian, Justin Căuneac, aici un debut, Dorina Andone și uh, Florentina Năstase. Pentru a discuta despre această propunere teatrală, pentru programul vostru artistic, alături de mine, astăzi, sunt actorii Florentina Năstase și Marius Damian. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit la RFI! Bună, mulțumim de invitație. Salutare. Te bucură să fim aici cu voi. Ei, o voce puternică trebuie să se apropie totuși mai mult de microfon. Mai mult, da, așa, am spus și o la palmă fel distanță, și la uh, la fel și Florentina mai aproape de ascultătorii noștri, așa, Salutare. nu mai, fira, bă, <laughs> mai mult. Vorbim despre un spectacol născut din scriitura nonconformistului Victor Pelevin, dar și din textele semnate de Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Cum a pornit pentru voi acest proiect mitraliera de lut? Uh, Mitralia de Lut este un spectacol pe care Victor Olăhuț, regizorul, l-a propus și l-a pus în gând uh, acum mai bine de 10 ani, spune el la seară în cadrul unei conversații de după, după spectacol. Uh, este... Flori, pot să zic ceva? Te rog. Ea cunoaște foarte bine, Victor fiind și soțul ei, am spus. Dar noi știm asta. Da, deci de, de 10 ani, de 10 ani, mă tot bat de la cap cu spectacolul ăsta. Asta e, așa se zice, așa, de la deci, cap de 10 ani. Deci acum 10 ani cumva a apărut textul sau ideea. Ideea a apărut într-adevăr și în timp a făcut o dramatizare după cele două romane, Victor Pelevin, Mitraliera de lut și Orhan Pamuc Zăpada. Uh -huh. Este un spectacol cu P, sunt două părți foarte diferite ca, ca, ca joc actoricesc ca și, și scritură, diferit, în primul da. rând, da, scritura și după aia, evident, interpretarea și uh, regia. Deci sunt două spectacole într-unul singur, cumva. Și, ce să, cum, a ajuns, eu cum am ajuns în spectacolul ăsta e deja evident. Am depus <laughs> proiectul alături de teatru, apropo, anul trecut la Asociația Fondului Cultural Național. Din fericire am câștigat concursul de proiecte și iată că acum, pe 7-8 noiembrie, am avut premiera. Îl mai jucăm pe 11 și 12 noiembrie, vă așteptăm cu mare mare adică drag. Adică vineri și sâmbătă nu, Acum, așa, nu acum. Veniți, veniți pentru că este foarte, foarte mișto. Și cum a ajuns Marius Damian să Bine, stai să vedem. Deci definește Marius, ce înseamnă foarte, foarte mișto acest spectacol? Nu aș folosi mișto, scuză-mă. Aș vrea să Sigur, e, a -a să opinii opinie. De... Da, 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 mișto. n aș folosi pentru că um... Mi se pare că um, 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 la ultima reprezentație, adică um, am început de luni, am avut mm -hmm. și marți, a doua a fost, uh, a fost un, uh, o dezbatere aprinsă în care s-au zis niște lucruri, aș zice mai degrabă, cool, cool. Pentru că au, au fost o sumedenie de studenți de la filozofie, de la filologie, ei au acces uh, gratuit. Au accesul gratuit, da. studenții de la Facultatea de Filozofie și uh, elevii de la Colegiul Național Mihai Viteazu, de la UNARTE, studenții de la UNARTE și cadrele uh, și profesorii de acolo, pentru că am avut un parteneriat cu aceste trei instituții și intrarea pentru ei este gratuită, pentru că vrem cumva și am vrut da. să deschidem o discuție pe tema uh, cenzurii, dacă vrei tema dizidenței prin în cultură, mm. în cultura scrisă, în artele vizuale da. și uite așa l-a cooptat Victor și pe Bogdan Jitea care este profesor în doctor în istorie, specialist în propaganda vizuală în regimurile totalitare și politicile culturale comuniste mm. Și aseară, seară despre a asta trebuie să vă spună da, da. Marius, a fost o discuție foarte aprinsă cu câțiva studenți de la aseară, filosofie. Da, azi seara s-a întâmplat. Pentru mine parcă e joi. Nu știu, scuzați-mă. Da, și a fost a, a fost, a fost, a fost a o discuție stăctacol. absolut absolut incredibilă cu ei despre despre f... despre asta. Hai să nu despre a a asta. Mai mult. s am aprins și de asta mă gândeam că e mișto, să știe toți studenții că accesul e gratuit pentru că sunt două sunt două mini spectacole în care se pun problematici și după cum am văzut că s-au aprins lucrurile seara Uh, uh, vor deveni captivante, și sigur le vor da ceva de gândit. Am avut reacții extrem de pozitive. Uh, ce înseamnă extrem de pozitiv? S-au uh, apropiat după spectacol, au venit uh, unii, mi-au cerut sfaturi despre cum să se exprime, cum să-și <laughs> să uh, dea frâu emoțiilor mm -hmm. și să duci gândurilor cu adevărat. Unora le-am recomandat să meargă să facă studii de teatru sau pur și simplu să se manifeste dacă au ceva de ascuns. Mi-a plăcut și de la filozofie. Interesant că. Uh... A fost o discuție într-adevăr foarte aprinsă și cred că este un spectacol care, dacă se va juca și sper că se va juca foarte mult timp de acum înainte, va stârni și niște controverse. Una dintre ele pe care ne-au semnalat-o ne semnalat mai mulți spectatori la un moment dat este felul în care este privită femeia, de exemplu, în cadrul celor două. De scene, subiecte, mm -hmm. spectacole sunt aici reprezentate femei, să zicem, din cultura japoneză și femei din cultura musulmană și cumva lucrul ăsta a strânit niște controverse pentru că femeia este privită cumva ca un obiect sau ca un obiect decorativ sau ca un obiect al plăcerii și evident că noi care trăim într-o țară aparent, democratică, în care drepturile femei, să zicem, că sunt respectate și uh, sunt discutate cel puțin în societatea noastră, uh, să vezi uh, să vezi o, o, o femeie, o obiect, poate să fie greu de digerat. Dar, uite, e un lucru foarte interesant. Ce se, ce se întâmplă acum în Iran, de exemplu, interesant, e trist, e îngrozitor. Dar textul ăsta, uh, romanul Zăpada, al lui Orhan Pamuk, care a fost scris în urmă cu câțiva ani buni, aduce în, în prezent, în realitate, un subiect foarte aprins și anume purtarea volului islamic. Uh, regizorul Victor Lăhuț nu vrea să spună niciodată în, în momentul în care face un spectacol nu vrea să spună el ce părere are despre asta ci lasă vocile autorilor pe care îi pune în scenă să, să se exprime și atunci vedem pur și simplu uh, vocea lui, auzim vocea lui Orhan Pamun și vocea lui Victor Pelevin în aceste două texte prin intermediul nostru al actorilor pe de altă parte, e clar că textele sunt atât de puternice încât stârnesc reacții. Ceea ce ați făcut, ceea ce s-a întâmplat aseară în acea discuție, în acea dezbatere cu studenții, e clar că nu ați făcut altceva decât să luați pulsul în urma spectacolului. Și cred că, da, e, e un lucru excepțional atât pentru spectacol în sine, dar și pentru voi ca actori. Emoționează, e un, duș, e un duș rece. Nu se așteptau, în primul rând vorbești de un spațiu, totul a început cu discuțiile că în fața clădirii, pentru că... Teatrul, apropo, se află într-o zonă care nu prea ți inspiră. Unde, uh, e, unde este? E în, în zona Pipera, da. foarte aproape de stația de metrou, adică se ajunge ușor cu metrou. Da. Și asta e un lucru bun, da, în traficul orelor șase, șase, În clădirea Feper, da. Uh -huh. Numai că peisajul uh, al, al unor clădiri uh, corporatiste uh, te înfioară și nu te duce cu gândul la teatru. În niciun caz, la un spațiu atât de frumos și... Și la atâta drăguț. emoție. Și la atâta emoție, cu atât mai mult la mm. atâta emoție. Într-un fel ironic, prima, prima parte a spectacolului sau prima bucată în care am rolul principal, <laughs> da, este vorba este o critică și este o o satiră și o parodie la o, ciudată la, la corporație la felul în care um, și componenta cu, cu femeia este prezentă, dar um, e cu accent către partea asta de tradiție, către um, fi, mai degrabă vidul, vidul uh, prezentului în care sunt aruncate uh, tradiții. Uh, tot Credințe, aspect, da, da e, un, e un mix, un cocktail pe mm -hmm. care toți vor să să, îl vor să-l absoarbă și să-l să-l înghită cât mai repede să să-l consume să da. consume ne o bază reală neavând timp să se grăbește fără la simila se... da, de da, fapt da. Da. E, și de fapt e, e vorba doar de un capital financiar de tendința expansionistă care vine și cu cât e mai puternică a, ajunge să distrugă să să absoarbă până la dispariția unui întregi culturi tradiții fiind mult mai puternică și mult mai bine înrădăcinată. Aici e vorba despre uh, o, o firmă japoneză care vine și uh, face tot felul de afaceri, de la trafic de arme până la um, mărfuri și e vorba, ar putea fi bună oară un simplu exercițiu de angajare. Uh, are niște are niște accente care îl duc spre teatru absurd, și um, um, are o componentă tragică. Deși um, mulți au zis că um, um, au identificat mai degrabă comic uh, când s-au identificat în situații. Dar ce Ar... te-a convins pe tine, Mariu, să să intri în acest proiect? Um, ce te-a atras? Te-a convins textul, nu știu, distribuția? Nu, și distribuția, dar în primul rând zâmbetul lui Victor Olăhuț. <laughs> Uh, zâmbetul unui prieten care îmi spunea cu câteva zile îmi făcea o declarație, eu i-am întors declarația, e o chestie sinceră, e ceva reciproc. Uh, ceva care nu se explică. Mi-a așezat textul în față, mi-a spus despre ce este vorba, mi-a recomandat să citesc romanele și având în vedere că eu m-am cunoscut chiar în anul de debut, apropo de debutul din al lui Justin Cauneac, care debutează în acest uh -huh. spectacol, eu m-am cunoscut cu el în anii mei de debut, la Oradea, când el făcea asistență de regie la Alexandru Davija, cu care... Ironic sau nu, sau nu știu cum. mi aduce un pic în tinerețe. Eu fiind caricaturist, figurile lor sunt foarte asemănătoare. Dacă ar fi să metamorfozez un pic, mi-aduc, nu știu de ce, să se asemănă. Sunt multe lucruri care se, se, se leagă, se înfiripă undeva la alt nivel. Și am avut încredere în, în sclipirea lui din ochi. M-am bucurat mult să-l găsesc cu. Pentru că pe mine mă cucerește înainte orice om, uh, licărirea din ochi, energia pe care mă transmite. E puțin mai sur, puțin mai așezat, uh, nu-l pasionează onorurile, nu vrea premii, nu știu ce. A făcut, uh, are o familie frumoasă, uh, are, are un proiect frumos. Cultura adică, înșură, da. Da, cultura înșură și are încredere și a, 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 are stea. M-am bucurat că mi s-a așteptat. Și mi-a spus, uite, hai să facem mai. Da, Victor, cum să luăm? La început să mi s-a părut ciudat pentru că e greu să vezi, într-adevăr sunt foarte diferite, ca stil de scriitură, una bate spre teatru absurd, prima, a doua e, destul, e foarte realistă uh -huh. și estetic, nu vine bine. Eu încercam să-mi găsesc, să să găsesc explicații, chiar ajungându-l să-l exasperez, să-i dau idei, băi, dar aici ar trebui un intermeț, -o. și el avea o, o siguranță, peste timp nu mai știam pe unde... Se situează, dar acum la premieră e foarte bine așezat pe ce își dorea să facă. E un spectacol la care țin, un spectacol pe care îl iubesc și vreau să-l joc uh, și să-l uh, să ținem multă vreme în brațe. Da, să-l vadă cât mai multă lume despre asta este vorba mitraliera de lut 11-12 noiembrie la Teatrul Apropo din București. Găsiți în continuare bilete și e bine să vă grăbiți. Ce înseamnă acest spectacol? Acum o întreb pe Florentina din punct de vedere al omului care lucrează în această echipă cultura în șură. Cum a fost acest proiect și cum... Bine, Victor nu e aici, dar te întreb pe tine. Cum ați ajuns la distribuție asta? Puh, e o întrebare grea. <laughs> uh, e o întrebare grea pentru că eu nu pot să intru în mintea lui Victor și am, am, încetat de mult să mai vorbesc în numele lui pentru că el are un fel foarte aparte de a se exprima și e mult mai coerent decât mine. Uh, îmi pare rău că nu este aici alături de noi să, să vorbească despre asta, dar are un trac foarte mare când e vorba de a vorbi în public. <laughs> uh, eu cred că Victor știe foarte, foarte bine în momentul în care își alege un text, știe foarte clar ce vrea de la el și are automat în minte niște oameni, niște. sau dacă nu neapărat, în cazul lui Marius a fost evident, adică a știut că îl vrea pe Marius de la bun început. Uh, pentru uh, tânăr, de exemplu, pentru Justin Cunea, am făcut un casting uhum. în care a avut loc, loc la teatru apropo, unde s-au înscris, nu știu, aproape 100 de. Cât? Aproape 100 de absolvenți. Da, a fost, a fost incredibil. Bine, asta cumva s-a legat și cu proiectul nostru anterior cu timp și tempo, unde au fost înscriși 150 de absolvenți wow. din perioada 2019-2021 și asta ne-a confirmat cumva faptul că sunt foarte e o, e, e o inflație de. Ce facem? De ei? actori în România. Nu, deschidem o paranteză da, e, care va e deschide multe ce... alte paranteze. și. Poate vorbim în, cu da. o proximă ocazie și despre da. timp și tempo, pe care o să-l jucăm pe 20 noiembrie la Tatru Bulandra. Dar ce vrea, revenind la Justin, el a fost ales în urma unui casting. Și uh, cât despre Cezar Antal și Dorin Andone, iarăși cred că Victor știa cumva de la bun început că îi, îi vrea în această distribuție, pentru că are, are întotdeauna uh, în minte o, o imagine, un, uh, da, un fel de a spune, un fel de a vorbi și uh, atunci da, am, am, am luat legătura cu ei, cumva... El, el profită de mine că mai cunosc oameni și mai pot să fac rost de numere de telefon <laughs> <laughs> uh, și uite așa asta păi e a fost și este o bucurie să aici. joc cu tine pentru că da, am, am, făcut o declarație lui Victor, sincer și la fel e o bucurie să joc cu tine, mi-am dorit să joc știi când și eu foarte n-a fost mult. proiectul respectiv, n-a fost să fie iată când ne întâlnim acum, iar Cezar, alături de Cezar, care sunt colegi și la Teatrul de Un, și o, o surpriză, deși îl cunoșteam de pe scenă, și na, Dorina Andone, extrem de plăcută, o căldură, da, o inimă mare și. E, e o distribuție de vis, aș zice, și asta se simte, se poate simți. Se simte, e, e pf, felul în care joacă Marius, felul în care joacă Cezar, Dorin, Justin. Se vede că e o plăcere de a fi acolo pe scenă, de a, de a face lucrurile. E, e, noi ca actori trebuie să facem ceea ce ne spune un regizor și să ne asumăm uneori niște indicații cu care poate nu suntem de acord, cu care pe care poate nu le înțelegem, mm -hmm. dar în în acest caz în această situație a fost o chimie incredibilă și chiar când textele sunt foarte dificile, sunt foarte grele, mitraliera de lut a lui Victor Pelevin, partea asta pe care care este dramatizată în text, cum spunea și Marius, este un pic suprarealistă no. cu accente realiste pe de altă parte și cu accente tragice Către final, uh, uh, eroul exact nostru exista. nu da, poate să scape. Nu e în rău, e masca omului de astăzi. Da, Un spune el, își pierde toate tradițiile, renunță la toate. Unii mai merg pe la biserici, unii. unii majoritatea se uită la televizor și se gândesc la bani e omul. Da, și și, și s-a contaminat un om pe care de de regăsim, de fapt. Da, în jurul nostru îl regăsim e foarte și, prezent și da. E o da, mască. Și disponibilitatea la omului nostru. de a renunța la la tradiții și la obiceiuri doar pentru a pentru bani. Pentru bani pentru, da. bani, pentru a câștiga un statut, pentru a-și da o, 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 o altă o, față rutinei sale, vieții sale. Da, și, de și o constituție. Ai carne, dar nu mai ai de mult coloană vertebrală. Nu mai ai sânge, nu mai ai artere, nu mai. Ai. Și atunci chipurile vin unii care îți arată ceva, îți spun o sabie, îți spun că asta e tradiția, faci așa, faci așa, așa faci cheban, așa faci bonsai, chiar dacă neavând tu nivelul ăla de rafinament să cunoști, să ajungi la el, zici da, asta e așa. Ești așa, dispus cum? să te lași mințit cumva uh, pentru ciunțit, a... Ciunțit, aș zice eu. Cum? Să te lași ciunțit, chiar <laughs> asta și suntem. ciunțit de... Da. Doar pentru a experiența accesa... și know-how-ul altora. Care este prețul tău? Vino la teatru, apropo, să vezi dacă îl cunoști sau nu. nu. Foarte interesant că asistăm în continuare la o dezbatere în urma spectacolelor. Doar două au fost, însă sunt patru săptămâna aceasta și deja la jumătatea drumului atâtea discuții naște acest spectacol. Mitraliera de lut la teatrul, apropo, despre asta vorbim. Aveți întâlnire și pe 11 și pe 12 cu atât cu actorii invitați astăzi în RFI 360, dar și cu Cezar Antal, Justin Căuneac, Dorina Andone, un spectacol regizat de Victor Olăhuț. Ce vreau eu să vă întreb, cum este să faci teatru într-o șură, să faci teatru la Bulandra, să faci teatru la Apropo, e la fel? <laughs> Păi, deja, dacă Florentina, ești făcuși... tu, ești, tu ești în șură de câți ani deja? Cu teatrul în șură 10 uh, ani am făcut anul ăsta asta ani. este anul nostru aniversar Uite am luat și premiul în cadrul Uniter dacă pot e, să mă laud Asta da, pentru da, activitatea sigur. noastră din partea British Council Bravo, felicitări You should say da. thank you oh, yes. <laughs> Mersi beaucoup. Cum este să? Uh, Cum faci trecerea asta, saltul ăsta de la o șură în mijlocul țării la, iată Bulandra, spuneai 20 noiembrie Teatrul și... de comedie Teatrul de comedie, uh, acum teatrul, apropos, teatrul o scenă apropo, teatrul scenă mică. spațiu independent, păi... Eu... Este cu siguranță diferit și uh, nu știu, Victor cum reușește să facă treaba asta, pentru că eu ca actriță trebuie să interpretez niște roluri, nu? Trebuie să fac... La e, cultura în jură facem... ca și cum ar fi simplu. Uh, eu, e, e meseria mea până la urmă pe care o iubesc clar că, și fac, clar, da. fac treaba asta cu plăcere. Uh, și, puh, nu știu, ca și atmosferă uh -huh. de teatru, atmosfera din șură este... Este ceea ce trebuie, adică am, a, am găsit formula asta perfectă în care poți să creezi teatru într-un spațiu, teatru nu e un, un, o instituție, nu e un teatru, e o atmosferă, e un feeling, e un sentiment pe care nu poți să-l faci. Poate da, nu e o căruță, exact. hmm. o, căruță hmm. o șură, curtea unui om, uh, grădina unor gospodari, spațiul... Hmm capătă valențe uh, magice în momentul în care îl investești cu, cu asta. Și noi la Cultură Înșur reușim și oamenii care vin să ne vadă spectacolele chiar spun că a fost ca la teatru. Cei care au mai fost la teatru, cei care nu au fost la teatru spun wow, deci ăsta e teatru adevărat. Voi chiar sunteți actori, ăsta a fost un spectacol de teatru și wow, s-a întâmplat de adevăratele la noi, în curte, în grădină, la țară, la noi, aici, se poate așa ceva? Da, se poate. Uh, dar, într-adevăr, spectacolele pe care le pregătim pentru cultură în sunt uh, comedii uh, cu subiecte accesibile oricărui tip de public, uh, și cel urban și cel rural. Iar în cadrul mm. acestor proiecte pe care le face, pe care le-am făcut acum, pe care Victor le-a propus, la cofinanțate de AFCN, Mitraliera de Lut și Timp și Tempo, că vorbim despre ele, sunt din ferice, adică sunt, sunt, sunt niște proiecte pe care el le-a gândit de mai mult timp și, da, se pretează mai mult pentru urban, pentru publicul din mediul urban. Sunt, nu sunt, nu sunt, sunt, el are întotdeauna o latură comică, Victor are chestia asta, are, are mult umor negru. Ce prinde în mediul rural, umorul negru? Nu, no, no. prinde prind, prindere, nu știu, la noi. Prinde, no. No, no, ne place umorul uite, prinde. Cinismul Pentru tine, e... pentru tine Marius, cum este de la Odeon la teatrul apropo? Cum este să păstrezi contactul cu teatrul independent? Și cu scena independent? Chiar de acum când să vin de la Odeon am trecut pe la Green Hours și mi-am adus aminte de vremea când era Voicu și am jucat concreții cu Mihescu. când tot Cinti Ionescu ne făcea -ul, video editing-ul, mm -hmm. tot ea a făcut acum un itinerariu uh, frumos și uh, mi-am adus aminte că au trecut ceva ani buni de atunci de când uh, cochetam cu independent, teatrul independent. Ulterior am ajuns la act să joc, dar de atunci m-am îndrăgostit de Odeon, m-am căsătorit cu Odeon între timp și am făcut, am făcut ceva copii. <laughs> iar acum să mă reîntorc poate că nu întâmplător în această perioadă a repetițiilor am o bicicletă nouă și am fost la cu bicicleta și e bine să te întorci să mergem cu bicicleta, mă gândeam că o nouă înainte... da, exact, foarte bine ai spus o nouă tinerețe, păi, asta înseamnă scena independentă, exact, să nu uiți tine? să nu uiți niciodată contactul cu strada să, uh -huh. să ne mai minte să mergem cu metrou. pentru că dacă stăm doar în, vă rog frumos să vă închipiți niște ghilimele cu mașina Uh, nu o să avem cu adevărat te temperatura străzii și a problematicilor din stradă. De fapt, nu? ceea ce dai tu nevoie este exact contactul cu oamenii care din fiind de în mașini și... nu-l poți avea. Evident. Sigur că da. Sigur că da. Și faptul că m-am întors aici, într-un mod ironic, am dat de, de multe probleme care speram să se estompeze. Sunt aceleași probleme, apropo de, de scenă bugete, da. de scena independentă, mm -hmm. de spațiu, de distanțe, e greu să te impui, să popularizezi un, un, un titlu, o emblemă. Că, dar faptul că există și faptul că la un moment dat uh, au venit ca să ne scoată din repetiții o altă echipă mult mai tânără, cred că abia terminase liceul, în liceu, extrem de înverșunați, uh, la un moment dat m-am simțit uh, eu, actorul cu cabină și cu, cu colegi, mm -hmm. cu mașiniști, cu, m-am simțit un pic stați așa, dar voi, în gândul meu. Da. Și după mi-am dat seama că aia ar trebui să mă instompeze la mine. Și că e bine, e bună atitudinea lor și mi-a plăcut. Era extrem de serioși și au întins covorul alb, s-au pus să repet. Era clar că era ceva, o expresie de energie. Asta și trebuie să fie. Nu trebuie neapărat să instituționalizăm ceea ce ne place. Nu, trebuie să ieșim pe stradă și să facem exerciții de tinerețe. Iar teatru va fi mereu un exercițiu de tinerețe. Așa că... Minunat. Minunată încheiere pentru, uh, pentru această invitație, că de fapt asta se întâmplă. Asta s-a întâmplat în ultimele minute. Vă invităm la Mitraliera de lut, un spectacol după texte de Victor Pelevin și Orhan Pamuk, în regia lui Victor Olăhus, cel care leagă cumva lucrurile și iată, convinge oamenii să vină împreună pe aceeași scenă, chiar și una mică, 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 da. de unde sunt goniți de niște liceeni. <laughs> la într-un spațiu drăguț. Exact. De drăguț. Din, uh, din, uh, deci de văzut, la Teatrul Apropo pe 11 și 12 it's noiembrie. Așa, it's poftim? Așa, credeam că it's a must see. De unde luăm bilete? De la Teatrul Apropo pe site. Pe pe și site pe la oui. Apropo, da, și încă o dată să reamintim că este intrarea gratuită pentru elevii și studenții de la filozofie, de la cred că în general sunt bineveniți cei studenții, care au pot să de fapt. intre, da, <laughs> gratuit. pe care e Cei care au nevoie de aceste exerciții de expresie. Mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de astăzi, și Florentina mulțumim. Anastase, Marius Damian, mult succes în ceea ce v-ați propus să faceți și sper să continuați cu acest spectacol, adică dincolo de această săptămână, să putem vedea uh, Mitraliera de Lut în repertoriul teatrului, apropo, și în 2023, sper. Cu siguranță. Sofie. Mulțumim! Mulțumim!